Aproximativ 10 persoane din Voitinel au protestat marți în fața sediului din Piața Mică a unei firme care intermediază contracte de muncă în străinătate. Oamenii se plâng că în urmă cu 2 săptămâni au plecat în Germania pentru a lucra în agricultură, dar că nu au fost angajați și că s-au întors acasă pe banii lor. Nemulțumiți au avertizat că vor sesiza instituțiile statului dacă nu li se returnează banii pentru traducerea documentelor și pentru transport. Ne-a lăsat o săptămână, tot noi dăm telefoane că nu vine neamțul să ne ia la muncă, să muncim. Că nu mai aveam bani de mâncare, da, e bai șamar. Ia, deci după o săptămână, o trimis 4 buzuri, adevărul, noaptea, la timp de 11 noaptea, 4 șoferi, ca să ne iei, să ne ducă la alt neamț. Deci noi ne-am temut să ne suim în buzuri noaptea, că șoferii au spus lucrul ăsta, nu vă ducem într-un câmp, dar nu răspundem, după voi vă lăsăm jos. Oare, doamna, dacă rea în locul nostru, ia să suia în buzurile alea, prim dreptul nostru, să ne se dea bani înapoi, nu mâncarea, să ne se dea drumul înapoi, atâta, altceva nu vrem de la dânsa. Am fost eu cu copilul meu, am cheltuit 600 de euro, nu vreau nimic de la dânsa să-mi dea bani înapoi. Pe de altă parte, reprezentanții firmei care a intermediat deplasarea susțin că persoanele nemulțumite nu au fost primite la muncă de angajator pentru că au avut un comportament neadecvat. Deși li s-a intermediat apoi contracte cu un alt angajator, persoanele nemulțumite ar fi refuzat cea de-a doua variantă. În momentul în care un reprezentant de la firma a ajuns acolo la cazare, fiecare persoană era cu berea în mână, cu țigara în mână, în niciun caz pregătiți de muncă. Ulterior a fost și un scandal, a ajuns poliția la adresa de la cazare pentru că a avut loc un furt. Una din persoanele care a plecat prin intermediul nostru a sustras din camera unei alte persoane de la o altă firmă un telefon mobil. Am fost sunați inclusiv de la consulat, s-au dat toate explicațiile, s-au trimis toate contractele și toate dovezile faptului că noi suntem absolut 100% legal din punctul ăsta de vedere. Răspunsul din Germania a fost: cine dorește să rămână la muncă și este serios și ne-a făcut o impresie bună, va rămâne. Cei care au creat probleme legate de furturi, de consum de băuturi alcoolice, scandaluri care se pot vedea și în fața biroului nostru, se vor întoarce acasă. Din numărul de persoane care nu au fost primite la firma cu care noi am avut contract, doar 18 persoane au urcat în buzuri și au plecat la un alt loc de muncă, unde au semnat un contract, unde au fost primiți de persoanele de acolo, au fost cazați, au primit bănuți pentru masă și totul este în regulă cu acele persoane. Celelalte persoane au refuzat să urce așa cum vă spuneam. Reprezentanții firmei susțin că nemulțumiții ar fi provocat probleme și la Suceava. Poliția a fost sesizată că în timpul unei discuții care a avut loc luni la sediul firmei, 2 angajate au fost lovite, iar un telefon mobil a fost sustras de pe un birou.